Băi, băi, unde te duci? Cum să văd ce face pușcăriașul ăla acolo, că stă de prea multă vreme. Restinel culo cui. Dar lasă-mi în pace! Ia, asta e italianească, nu? Sună rău, dar bine. Păi, sună frumos așa la ureche. Auzi, domnul Luceanu, când ai vreme să mă vezi și pe mine două vorbe de-asta pe italianească, să zic și eu lui Lămâia că stăm pe lac așa, seara, la stele, sună frumos așa, ca parcă cântați. Arrivederci. Ce asta? Prima lecție. Să zic asta lui Lămâia? Arrivederci înseamnă la revedere. Adică pe limba ta, pa. Adică să plec, nu că nu fac deranj. La revedere, ce pa! La revedere, ce pa! De câte ori mă să zic să nu ridici glasul la mine și să nu mă contrazici de față cu lumea. Ia vino tu și ajută-l pe băiatul ăsta să-și facă un culcuș sau... E oaspetele nostru, să avem și noi grijă de el. E, tu te tratează că ți-am făcut intrarea, hai că te ajut. Înțeles. Să vezi ce băiat a făcut. Vrei culcuș, a? Pleacă, dreacu, de sărăcia, dreacu, du-te și culcă-te în funacul. Hai, du-te, du-te, strească familia ta, că n-am chef de tine, du-te. Băi. Nu. Hai. Auzi, Brinea, state, dar de ce ești așa prost îmbrăcat? Auzi. Bă, fitul ăsta nu prea te-a moșterit la gustul de haine. Îi se pare lui că e mai veche. Îi se pare că eu am vorbit și el nu mai vede. Până astăzi dimineața a stat în țiplă hainile astea. Acum le-a pus flacără pe mine. Am văzut paicile. Să vedem cum e cu afacerile. Asta îmi place. Ce afaci? Cine, uite așa din curiozitate, colectează taxele de protecție în București? Vrei? E unul care colectează taxele pe toate centrurile comerciale din București. Îl cheamă Marius Cuțitalu. Dani, ai făcut afaceri cu el? Nu m-am băgat acolo, pe locale, că eu am avut copii și femei crema pentru sport. Ai iubit mereu frumosul. Da. Brenea, state, astea-s detalii, nu ne interesează asta. Unde dăm noi de cuțitarul ăsta? Băiatul tău? Să știi că vorbește puțin, dar vorbește foarte prost. Avem și noi nevoie de niște informații despre cuțitarul ăsta, dacă dăm de el. Să știi și noi cu cine avem de-a face. Mă zic, dar cuțitarul ăsta de ce zice așa? A răposat pe cineva în cuțitele alea? Da. A răposat pe mai mulți. O să te servească cu informații, știi, Ben, că el e ochii mei. Da, frățioare? Ai oameni să lucreze cu tine. Îți trebuie oameni mulți ca să te bați cu cuțitarul. Și mai îți trebuie doi ca să-l țină pe ăsta în frunt. Hai că... Glumesc. Da, insist să repet. Îți trebuie oameni serioși.